De la fotbal trecem la tenis de masă. După un onorant loc 4 pe echipe la nivel național, copiii de la CSM Dunărea se pregătesc pentru a participa la Cupa României. Vom participa la Cupa României la categoria 8-10 ani cu fetițele Bănaru Marina, Găină, Daniela, Pălângean, Iris și Stănescu Maria. Imediat, săptămâna următoare, mai bine zis finalul lunii septembrie, vom avea la Giurgiu un concurs deosebit de puternic, mai bine zis campionatul național de seniori divizia B, fete și băieți, în care se vor angrena 16 echipe de băieți seniori și 8 fetițe, 8 echipe de seniori fete. Imediat după Cupa României urmează un concurs foarte puternic organizat la Giurgiu, campionatul național de seniori divizia B, fete și băieți, la care vor participa 16 echipe de băieți și 8 echipe de fete. Pentru că Astra are etapa acasă la acea dată, campionatul național de tenis se mută din locația complexului sportiv Marin Anastasovici. Competiția o disputăm în sala polivalentă, unde ne vom deplasa cu cățel și purcel, cum ar veni, mese, mantinele, măsuțe de arbitraj, băncuțe pentru rezervele de jucători. Arbitrajul va fi efectiv numai și numai din Giurgiu, pentru că asta implică, dacă am luat de la București, implică niște costuri financiare care nu vrem să intrăm în amănunt. Campionatul național de seniori divizia B de la Giurgiu se va desfășura în zilele de 24, 25, 26 și 27 septembrie, iar giurgiuvenii sunt invitați la sala polivalentă zilnic, în sesiunile care încep la ora 9 dimineața și la 16 după amiază.